Serverele Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui au luat foc pe 1 februarie 2024, un incendiu în urma căruia 190.000 de oameni asigurați ai Sistemului Național de Sănătate nu vor mai putea avea, nu se știe încă pentru câtă vreme, servicii medicale și rețete compensate. Atunci când nu ard serverele, sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate funcționează cu încetinitorul sau nu funcționează deloc. Zilnic, sute de mii de pacienți aud aceeași expresie: s-a blocat. Stau cu minți pe scaunul de la medic sau pe holuri și așteaptă ca mașinăria să repornească. Doar după ce cardul de sănătate e înregistrat în sistem, ei pot avea parte de drepturile pentru care obligatoriu în fiecare lună plătesc 10% din salariu. Angela Munteanu are 53 de ani. Până în 5 noiembrie 2023 a avut o viață obișnuită. Apoi și-a rupt piciorul și a fost operată. Atunci au început drumurile la medic. Și v-ați operat? Recuperat. Ați căzut sau ceva? Acum Angela are un traseu săptămânal fix. Mai întâi merge la medicul specialist, acesta îi dă un referat medical. Cu documentul merge la medicul de familie, doar așa poate primi concediul medical. Apoi ajunge la recuperare și aici trebuie să arate documentele care demonstrează că a fost operată. De fiecare dată Angelei îi trebuie și adeverința de salariat. La fiecare etapă de recuperare, adică în fiecare săptămână, Angela face aceleași drumuri cu aceleași acte. Peste tot trebuie să aibă cardul de sănătate, bucata de plastic care a expirat de 7 ani, dar fără de care sistemul nu îi validează tratamentul și concediile. Cardul ajută doar la confirmarea faptului că pacientul e asigurat. Nu stochează însă nicio informație despre istoricul medical. De aceea, fiecare vizită la doctor înseamnă și prezentarea tuturor documentelor medicale ale fiecărui pacient. De la medicul de familie, după aia, după adeverință, la locul de muncă. Și mai văd în sistem de zile de concediu medical. Și văd la cardul de sănătate, îl plimbăm de colo-colo pentru că îmi trebuie și la recuperare. Înțelegeți? Și cum a fost după medical, să meargă după medical, a trebuit într-o parte să vină să mă aducă cardul de sănătate la clinică pentru recuperare. 30 de minute ca să meargă în sistem. La casa de sănătate. Se blochează mereu. Mi s-a întâmplat să vă zic că astăzi nu merge sistemul deloc? Da. Să veniți a doua zi? M-a sunat doamna doctor să reprogramăm că nu merge sistemul de 2 zile sau de câte zile. Acolo nu funcționează, dar vedem că nici nu pot să întrerup până când nu dă el un răspuns. Și răspunsul va fi: ați depășit timpul, încercați din nou. După 2 minute să încerc din nou să primesc același mesaj, înseamnă să nu cunosc deloc. Uitați, time out, conexiune, SIUI, încercați din nou. Nu s-a primit un răspuns în timp util, vă rugăm, încercați mai târziu. Platforma informatică gestionată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate a fost dată în folosință în 2002 și a costat atunci 119,5 milioane de euro fără TVA. 18 milioane de asigurați au fost înregistrați în acel moment pe platformă. Sistemul informatic are 4 componente. La 22 de ani de la darea sa în folosință, doar 3 dintre ele pot fi folosite. SIUI, adică Sistemul Informatic Unic Integrat, este platforma pe care medicii verifică în timp real calitatea de asigurat. Mai funcționează rețeta electronică și cardul de sănătate. Dosarul electronic al pacientului, adică fișa pacientului, nu a funcționat niciodată. De la lansarea din 2002, platforma a fost modificată de mai multe ori. În 2008 a devenit funcțional Sistemul Informatic Unic Integrat, o platformă prin care erau validate și centralizate toate serviciile medicale decontate de la Fondul de Sănătate. Din calculele Europa Liberă, făcute pe baza documentelor oficiale, rezultă că sistemul digital de sănătate a costat până acum peste un sfert de miliard de euro fără TVA. Banii au fost cheltuiți pentru dezvoltarea și mentenanța sistemului integrat de informatică.
183 de milioane de euro în primii 10 ani, apoi încă 54 de milioane de euro pentru următorii 10, adică 2013-2023. La această sumă se adaugă cel puțin 43 de milioane de euro, cheltuieli pentru emiterea cardului de sănătate. Lansarea a fost în 2012. Fiecare card a costat 15,5 lei. În total, au fost emise 14 milioane de carduri. Cardurile au expirat în 2019, dar în pandemie, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a decis prelungirea valabilității cu încă 7 ani. În 2022, guvernul a alocat 19 milioane de euro pentru îmbunătățirea întregului sistem informatic unic integrat. În 2023, Ministerul Sănătății a decis tipărirea a încă unei tranșe de carduri. Erau pentru cei care au împlinit 18 ani sau au devenit asigurați după ce cardurile au devenit obligatorii. Costul total va fi de 3,3 milioane de euro. După 20 de ani de la lansarea platformei digitale a Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, Angela, pacienta care și-a rupt piciorul în noiembrie anul trecut, folosește cardul de sănătate doar pentru validarea calității de asigurat. Restul documentelor medicale le cară în poșetă. Practic, dacă ați avea tot istoricul dumneavoastră și ar merge acel dosar medical, ar vedea că sunteți alergică, că mai știu eu... Nu ar trebui să... Am fost câteva drumuri. Trebuie să fac niște analize pentru că nu mai am făcut de mult ca să văd colesterolul și așa. Deci am fost la medicul de familie, am făcut analizele, m-am întors, am luat analizele, m-am întors la medicul de familie. Da, ca să mă duc la un alt specialist decât medicul de familie, trebuie să am anumite analize și să iau istoricul pe care îl spun eu. El nu vede istoricul meu din cardul de sănătate, pentru că nu e înregistrat nicăieri. Dacă eu aș vedea dosarul, ar fi foarte bine și foarte util. Asta ar ajuta pe toată lumea, ne-ar ajuta și pe noi. În momentul în care pacientul vine de la specialist cu o medicație inițiată de acolo, dar și invers, l-ar ajuta și pe medicul specialist văzând un istoric al bolnavului, că el nu are doar boală cardiacă sau doar boală renală. El poate avea mai multe afecțiuni și atunci poți să gândești integrat tot diagnosticul respectiv, ceea ce ar ajuta mult. Medicii de familie folosesc cel mai mult sistemul informatic al casei de asigurări. Când au multe programări într-o zi și sistemul se blochează, pacienții sunt nevoiți să aștepte. Care ne deranjează faptul că atunci când nu funcționează optim și realism funcționează optim, acumulăm întârzieri în programările pe care noi le avem cu pacienții cronici. Adunăm frustrare, stăm și așteptăm un răspuns în timp real, indiferent care segment al platformei îl accesăm. Pacientul se enervează, noi suntem deja iritați și nemulțumiți, că este frustrare să nu poți să-ți faci treaba. Adică avem și comentarii din partea pacienților de genul: aoleo, era mai bine că scriați cu pixul o rețetă decât să stați să așteptați atât. Eu am schimbat cititorul de card, l-am schimbat de două ori pentru că am spus că poate cititorul devine. Da, și am tot încercat variante diferite, nu are nicio legătură cu cititorul de card. Maria Pârcălabu, medic de familie, are 1650 de pacienți asigurați și 400 de pacienți neasigurați. Atunci când sistemul nu funcționează și nu poate verifica dacă pacientul este asigurat sau nu, ea poate scrie din eroare rețete compensate unui pacient care nu plătește asigurări de sănătate. Prin urmare, a acordat în mod eronat servicii decontate de Casa de Asigurări. Curtea de Conturi a constatat aceste lucruri, iar medicul a fost nevoit să meargă în instanță. De fiecare dată, nu noi suntem vinovați, pentru că sistemul electronic nu funcționează. De obicei, în instanță, instanța a dat câștig de cauză acolo, atunci când pacientul n-a avut de suferit. Dreptul lui a fost respectat. La Casa de Asigurări de Sănătate București sunt zilnic cozi. Sistemul nu funcționează nici aici. Sunt în fața Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Am încercat să-mi obțin cardul european
de Sănătate, doamna de la Departamentul de Acorduri Internaționale a spus că deocamdată sistemul nu funcționează și nu poate verifica dacă sunt sau nu asigurată. Ulterior, când sistemul va funcționa din nou sau dacă va funcționa astăzi, mă va verifica și va emite acest card de sănătate, va face cerere pentru el, iar ulterior mi-l va trimite prin poștă în următoarele 10 zile lucrătoare. În caz că nu primesc, va trebui să vin din nou aici și să verific dacă a fost sau nu emis acest card. Coada de la cardurile normale de sănătate durează cam o oră, tot din cauza acestui sistem care nu funcționează. Oamenii în plus ca să pot să fac față la, să gestionez cu oamenii care vin în jur de 3-400 pe zi. Cam maxim o oră. Am 20 de oameni care lucrează cu public, 20 care preia 20 de oameni, 20-20, ca să știți, ca viteză de reacție. Europa Liberă a cerut un punct de vedere Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu privire la sistemul informatic pe care îl gestionează. Așteptăm răspunsul. Am întrebat la Ministerul Sănătății când va fi actualizat softul prin care funcționează cardul de sănătate și când vor primi românii noile carduri de sănătate funcționale. Ministrul Alexandru Rafila ne-a răspuns că are un program foarte încărcat și nu poate răspunde la întrebări. Anul trecut, Ministerul Sănătății a anunțat că alocă 70 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru optimizarea platformei informatice gestionate de Casa de Asigurări, din cauza cărora au de suferit pacienții.